Liderii liberali din Mehedinți l-au făcut knockout pe gagul de Mehedinți, știut drept Gigi Aladin în buletin, cunoscut de foarte mulți drept un zero barat administrativ și un amator în administrație, conform senatorului Marius Bălu, primul președinte al Consiliului Județean Mehedinți ales de mehedințeni. Astfel, gagul Mehedințiului, Gigi Aladin sau Aladin Gigi, se va alege cel mai probabil cu o plângere penală pentru început și situația va evolua în mod crescător și asta pentru că gagul de Mehedinți nu respectă legea, sfidează Mehedinți și probabil consideră județul Mehedinți și pe mehedințeni drept argați pe moșie, încurcând curtea din belșugului Vânjumare, cu un întreg județ care de bine ce-l conduce, făcând pe președintele, a ajuns în statistici cel mai prăpădit din toate județele României. Exact fix acum un an și o zi, Partidul Democrat Liberal la acea vreme și Partidul Național Liberal acum a depus o hârtie prin care solicita completarea în Consiliul Județean a 5 supleanți de pe listele MNMH, 5 supleanți în urma demisiilor sau plecării din Consiliul Județean a unor membri. Din această listă de 5 membri, onorat Consiliul Județean condus de interimarul Vladimir Georgescu a extras un singur consilier, pe domnul Cotarcea, pe care l-a validat. Restul de cei consilierul 4. NPR. Consilierul NPR, evident, al actualei majorități guvernamentale. Restul nu a binevoit să-i extragă. Luni, probabil, va fi ședință de Consiliu Județean și vreau să facem un apel public către consilierii județeni și către președintele Consiliului Județean, că dacă nici luni, noi vom depune astăzi o hârtie, nu va fi luată în dezbatere această solicitare a Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal va face plângere penală domnului Aladin Georgescu pentru abuz de putere și abuz în funcție. Deci, Consiliul Județean și Județul Mehedinți nu-i feuda lui Aladin Georgescu și nici feuda PSD-ului. Deci că nu vrea dânsul să respecte votul alegătorilor din 2012 este una, dar legea trebuie respectată, iar domnul Aladin Georgescu vă asigur că se va trezi cu o plângere penală și începând de astăzi, în continuu, pentru toate abuzurile care se vor face în Județul Mehedinți, vor urma plângeri penale. Senatorul de Mehedinți, Marius Bălu, a confirmat încă o dată că acest gag în speță zero baratul administrativ Gigi Aladin duce județul de râpă, banii ajungând în buzunarele unor constructori abonați la banul mehedințeanului jumulit de stat pe faimoase întrețineri de drumuri, care în mare parte sunt praf în ochi și praf pe uliță. Modernizare drumuri, am informația că foarte multe zeci de miliarde vechi se dau pe contracte de întreținere, pe acele contracte multianuale născocite iar de ei. Și evident pentru balastări, în principal, pentru că nu e așa, după aceea, după trei ploi, e greu să mai dovedești că acolo s-au pus 10 rabe sau 3 rabe. Pentru că am umblat foarte mult prin județ săptămâna aceasta și ce am putut să văd prin primării conduse de aleși care au trecut de la un partid la altul, este ceva strigător la cel. Deci eu mă întreb cum primarul comunei Bala a putut să-și facă o casă în 2 ani de zile. S-a ridicat așa, din neant. Cum o canalizare de 1,5 milioane de euro pe fonduri europene în comuna Bala stă sub pământ și oamenii sunt neracordați nici acum. Și multe alte lucruri care sunt în comuna, s-au întâmplat în comuna Bala. Același lucru am auzit și în comuna Cireș. La fel se întâmplă și în Pădina Mare. Iar merg prin județ și văd că drumul de la Cujmir la Vrata este în continuare neasfaltat, plin de gropi. Am fost în Pădina, în Slașoma, drumul este ca după bombardamente și acolo, deci eu nu știu unde să duc banii județului, dar se pare că avem o conducere a Consiliului Județean care nu are treabă cu județul Mehedinți și merge pe principiu decât să fac și să greșesc, mai bine nu fac nimic, că nu greșesc. Ori așa să ajunge ca județul să ajungă ultimul din țară. Ori noi liberalii nu dorim acest lucru. Și fac un apel către toată populația județului și către toți oamenii care vor. Începând de astăzi, la sediul Partidului Național Liberal va funcționa un dispecerat și vom prelua absolut toate plângerile din județ și le vom face publice. Le vom investiga și le vom face publice. Vi le vom pune dumneavoastră presiei la dispoziție, pentru că e momentul să se termine cu furturile, să se termine cu hoțiile din județ, pentru că, așa cum e primarul de la Bala, sunt convins că mai sunt primari în județul Mehedinți care s-au îmbogățit pe spatele locuitorilor, iar în comună nu au făcut nimic. Că asta e cel mai grav. În comună nu s-a făcut nimic.
Yeah.